Mama preasfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, a fost condusă ieri pe ultimul drum al vieții pământești. Slujba înmormântării a fost oficiată de șapte ierarhii ai bisericii noastre, sub protia în al preasfințitului Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, în biserica parohiei Șega II, din municipiul Arad. Biserica unde a fost oficiată slujba în mormântării a fost plină de rude și prieteni, dar și de apropiației presfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei. La finalul slujbei oficiată de șapte ierarhiei bisericii noastre, presfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, a citit mesajul de condoleanțe transmis de prefericitul părinte patriarh Daniel. Maria Drincec, mama preasfințitului părinte Sofronie, a trecut la cele veșnice în data de 31 decembrie.